Elena Udra va sta într-o cameră de lux la închisoare, încăperea în care o să stea o să aibă mobilier, pat și chiar un telefon fix, cu ajutorul căruia aceasta o să poată să țină legătura cu familia și apropiații conform Antena 3.0, ținând cont de faptul că Elena Udrea este un fost ministru și fost politician și beneficiază de un tratament oarecum mai bun decât ceilalți deținuții din penitenciarul Târșor, a declarat Cosmin Dorobanțu, președinte Federația Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor. Un tratament mai bun datorită funcțiilor politice pe care le-a avut Elena Udrea. Ea ar putea să ceară inclusiv protecție, astfel încât să nu aibă foarte mult contact cu alte deținute fără un statut similar cu al ei. O să aibă dreptul să iasă în curte să se plimbe două 3 ore pe zi, camera în care o să stea o să aibă mobilier, pat și chiar un telefon fix cu care Elena Udrea o să poată să țină legătura cu familia și apropiații. Are dreptul la 10 convorbiri telefonice, în total o oră pe zi. După perioada de carantină de 21 de zile, Elena Udrea ar putea să împartă beneficiile cu șapte deținute, spun surse din ANP. Camera îi va asigura minim 4 metri pătrați individual. Va avea o baie individuală unde îi se va asigura intimitatea. Nu va fi o baie la comun cu toții deținuții. Va avea montată din partea administrației penitenciarului un televizor. A adăugat Cosmin Dorobanțu. Fosta blondă de la Cotroceni o să aibă același meniu de mâncare la fel ca celelalte deținute. Poate însă să primească pachete de acasă sau să facă cumpărături la magazinul din în cinta penitenciarului, conform Antena 3.ro.